Noneața, dragilor, numai ce m-am trezit și m-a sunat Daniel. Băi, Mădălin, hai să continuăm la apartament treaba, așa că hai să mergem. Daniele! De dimineață lucrăm cu treaba, așa se face. Uite aici așa treabă. Ce e asta? Ce e asta? Ce e asta? Dacă-ți trag una, nu. Uite-te aici așa. Așa. Încep. Încep. Asta e parchetul, nu? Da, să scapă de contul. Ok. Uite ce frumos, e roșii. Da? Da. Maternity pictures with Daniel. Nu mai pot. Uite, bă, mi-a trecut mușcătura de câine. Uitați și voi ce... Păi, și e vorbire, s-a întâmplat ieri aia. Vezi, bă, cât de repede se vindecă. Dar stai cu ceva... Nimic! Mă jur, nimic! Bă, trebuie să-l sunăm pe om să vedem dacă a păsit ceva câinele. Deci mama de la București ne-a spus când ieșiți afară că Daniel ne-a otărât acolo, plecați că fac eu. În fine, eu nu zic nimica. O zis, luați și voi câte o mână de parchet și o zis, bă, dar stai că eu ce filmez. Păi, bă, îi filmează fraierul. Nu, îl filmează pe fraier, că nu-i fraier el, eu sunt fraierul. În fine. Da, mă, dar cum vedea lumea asta dacă nu eram eu aici să te filmez, nu? Păi nu vedea lumea asta, dar puteam să nu filmez chestia asta. Mamă, mă, dar hai să facem un timelapse ținut din mână. Și acum trebuie să ridici în sus, în sus, bă, nu că, uite că s-a frânt. Nu știe nimic să-mi bag piciorul pe tine. Uite-mă la mine cum intre, uite la mine, uite, nu, am două. Bun, doi ești, de bun că nu mai ai făcut linia. Cum ne-a spus și zbor, hâzgionul, le-am lăsat puțin șantierul, mergem la Dorian, la alt șantier, să vedem care-i treaba și o să-i prezentăm mașina, pentru că din câte am observat și ați observat și voi în comentariile, la vlogurile pe care le-am postat până acum, în număr de două, prezentarea mașinii și prezentarea mașinii prietenilor mei, eu am prezentat mașina prietenilor mei, așa, am văzut foarte multe comentarii negative când vine vorba de gustul meu la cum a ieșit această mașină și dacă doriți un verdict foarte bun, o să mergem la Dorian să ne spună el despre mașină și cum îi se pare, deși am pus, cred că, un mesaj vocal în celălalt vlog de dinainte de asta. Voi mi-ați spus acolo în comentarii că, băi, dacă tu îl asculti mai mult pe Dorian, o să-ți iasă mașinile. Așa că eu m-am ascultat pe mine și mergem la Dorian să vedem ce părere are de faptul că am ales să-mi modific mașina așa. Uite, mă, că am ajuns și vreau să vă arăt că m-ați bulit. Ați zis că, ah, ți-ai făcut mașina ca Dorian. Nu este același gri. Griu ăsta este mai metalizat față de acesta care este sidefat. Vedeți diferența? Trageți o linie. Nu, nu trageți o linie. Uitați la mașina asta și uitați și la mașina asta și o să vedeți că aceste colanturi sau colante, colant, aceste colantări sunt foarte diferite. Și nici măcar ca și Lambo n-am colantat-o, bă. Nici măcar ca Lambo n-am colantat-o, bă. Nu e același colant. Arată să înțepenească geasa. Da, nici nu mă uit, stai să bag în garaj. Revin. Tu nu lovești, nu? Nu, că se ridică acum. Gata, se ridică. Mamă, ai compățat-o? Da. Altfel o să rea pe burtă. Mie mi-ar fi frică, sincer. Mamă, cât de lung e lipul, what the fuck. Da, mă, n-ai treabă, what the fuck, sunt trei degete. Bine, trei degete de ale mele, unul de al lui Dorian. Uite, mă, eu de ce am luat pe portocaliu? Ce? La ăsta, bă... Să mor tu că există Dyson pe portocaliu? Da. Și eu am luat culoarea să mă tot ce schimb? E ăsta ultimul, vezi că e ultimul ăsta? Ăsta cu laser. Da? Ăla. E cu portocaliu aici. Păi da, dar iar mine e cărtărit deja, eu fac schimb dacă vrei. Diferența ce facem? Oricum nu se potrivește cu nimic, dar uite-te la fânul meu, nici nu l-ai observat. Asta da, eu l-am văzut din prima, când am gândit asta. L-am văzut pe story, nu-l mai laudă. Hai să vedem șeptarul ăla, lasă vrăjeala. Hai să vedem șeptarul. Pentru că mi-am luat foarte multe înjurături și mi s-a spus țigăneală, bulibaș, cocalărie. Și eu zic, dacă ascultai de Dorian, îl făceai mult mai frumos. Ce? Așa au zis? Da. Voiam să zic că dacă nici mașinile mele n-au mai fost bulibășeală sau bulibașă. Ce ai, mă, frate, mi se pare super interesant, ești nebun. Mamă, dar ce-mi place, aietririi așa erau? Nu, i-am făcut să fie exact ca și culoarea din far și am pus... A, gata, mă, de-aia se asorta, mă! Da, 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 da. Și până și căcățelele astea le-a scolantat, nu? Erau și astea, da? Am ținut minte ceva de la tine. Nu, astea nu, că te-am auzit în vlog când ai spus. Le-am dat jos. Le-ai dat jos, știu, am auzit în vlog. Mamă, ce ai? Și așa, mă, unde-i cupitura aia? Uite-o. Și asta nu se poate repara, mă, nimic asta toată? Doar dacă găsim codul de culoare fix de la băieții de la firma de la care le-am luat. Convector sau cum era? Concover. Concover. Da. E și de ce nu l-ai găsit? Nu înțeleg.
Păi ar trebui să mi-l trimite. Cum să cumpere o jantă pentru aia? Aia se repară în 5 minute la SS. Am vorbit cu Vali de la SS, Vali, nu? Vali. Da, așa. Da. Am vorbit cu Vali și mi-a zis: "Băi, e destul de greu pentru că ar fi foarte nasol să găsim culoarea exactă și lacul exact ca să o face." Și a zis: "Bă, n-am nevoie exact să fie. Asta am nevoie să fie eu, un pic apropiat să nu dacă e 80% la fel. Hai mă, fii serios, mă. Eu sunt șeful rașchetărilor de jante și pe astea am rașchetat. Le-ai rașchetat deja? Nu eu, Edi șoferul și am și făcut-o. Am luat un pixuleț din ăla corector cu vopsea. Bine, acolo e mai simplu. Aici păi negru lucios. Bă, dar ce ai, mă? Și înăuntru avem ceva nou? Nimic. Exterior. Nimic. Vreau să văd și exterior. Spatele. Bă, da, ăsta e colant, nu? Da, colant. Vai că te-mi place. E un fel de mat de fapt, nu? Da, uite, bă, n-am reușit să o spăl. Nu, nicio sincer, problemă, am avut întâmplă destul de multe probleme ultima săptămână. S-a la mine. M-au așteptat aici pentru că le-am spus că vin de la recuperare 40 de minute. Selfie la 2 minute de n-am ei. N-am stat atât, măi, am stat 20 de minute maxim, am... Da, dar deci, eu, stai puțin. Stai liniștit, nu, că n-ai, sunt impotabil. Vă arăt eu, e vlogul deci, meu. Tai ce vreau. M-ai sunat la și 46 când erai așa, ajuns deja 100%, da? Da. Deci jumătate de oră numai de atunci. Da. Și vrei să spui că n-ai ajuns de 50 de minute? Nu. De cât ai ajuns? Zi tu, zbăr, nu minți, că el ceas minte. Două pe ceas? Două pe ceas. Deci, am ajuns după tine. Deci 33-34 de minute aveai. Da. Selfie la 5. În un spălat durează 10. Fii atent ce mi-a trimis CNC-ul. Mamă, dar ce-mi place draca, bă. Mi-a trimis astea. Știi ce? Nu înțeleg un singur lucru. Nu știu dacă... E la culoare cu ăla, nu? Că eu nu cu culorile. Da. Asta nu. Aia cu înăuntru, da. Nu, aia cu prea mult parcă totuși. Asta, da? Da. Deci merge? Dar știi ce nu înțeleg eu? E. Difuzerul negru lucios parcă nu-i de aici. Mult ce mai e negru lucios? Adică ori îl îmbraci în obsidian... Plafonul. A, e plafonul, gata, am înțeles. Ok, are continuitate, gata. Și geamurile. Gata. Oricum o să vină difuzerul nou cu două bule de alea așa. Gata, la el așa. Treci pe. Da. Bă, dar ce culoare? Asta-i verde, mă, ce e ăsta? E ca jantele. Da, nu văd ce culoare e, Mă, adică verde. Ești discromat. Aramiu. A, bronze ceva ce? Bronz. Păi, Johnule. Cum îmi imaginea? Ce râzi, mă, că-s discromat, bă, vagabontule, că-s tremură camera, nu mai vede. Ca mașina aia. Ca ce, ca meteo ăla? Da. Aha. Aprox. Da, acum văd că mi-ai zis. Acolo bă, e. Da, genial. Bă, și șantele ce... Astea sunt 22, nu? 21, asta am zis. N-am mai pus 22, pentru că 22 erau doar o spiță și erau gri, dar am zis 21 e suficient. Trebuie să spun un lucru, oricum BMW are talonul ăsta atât de șmecher încât nici nu simt. Eu am crezut că sunt 22 direct. Fai cum arată. Doamne ajută, acum să vedem. Mamă, ia uite și aici, fineța. Uite aici și stai să-ți arăt. A, te-ai apropiat tu, mă, de aia. Da, păi și... Eu vreau să scot în evidență faptul cât de bine. Dar unde n-ai? Bă, poți să arăt, că nu se vede. Ce, cum e lucrat sau da, ce? Da, până aici. Da, mă, sunt închiși frumos, am văzut, da, bravo. Am făcut-o foarte, foarte frumos. Chiar mă bucur tare. Nu, frate, nu mi se pare nimic ne la locul lui. Mi se pare o mașină care iese din mulțime. Mai vine lipul ăla mare aici, așa, alpin, așa. Care bănuiesc că va fi negru lucios, nu? Sau cum? Nu știu dacă să plec în culoarea ei, tot cu... După aia cred dacă că pleci în culoarea ei, ceea ce eu ți-aș recomanda, faci și difuzorul spate tot culoarea ei. Okay. Mie mi se pare că negru lucios nu prea are ce căuta. Păi, da, cum arată, dracu. Doamne ajută. Bravo, tată. Că-ți place. Gata. Ce ai, mă? Și nu se, se închidă gurile. Să se închidă gurile. Nu se închid gurile până nu-i pui. Stai. După. N-are, nu? Nu. Mă duc și fac. Vreau și să văd și eu, mă, bă, frate, tot. Suntem aici, asta e drumul meu privat. Aici poți să mergi și cu 700 la oră dacă poți pe piatra asta. Nu, voiam să văd și eu cum arată botul ăsta. Agresiv, fără... Credeam că fugi acolo la număr. Da, arată foarte bine fără număr, dar... Îmi imaginez ce aici, nebun. Cam aia e. Bravo. Doamne ajută. Fraților, remarcați-vă, mă, nu mai faceți aceleași mașini trate la Indigo. Aici e șmecherie. Mi-au zis toți, de ce n-ai pus bară M și ai pus totul negru peste? Pentru că am vrut așa, na, că așa am vrut eu. Da, mă, ideea este în felul următor. Tu ai făcut ceva care iese din tipar și oamenii greu înțeleg ieșirile din tipar, știi? Da, dar asta nu înseamnă că ieșirile din tipar... Conflictul cu noul. Este foarte mișto. Deci bun, am terminat. Ați văzut, mașina e bombă. Sunteți voi răi ăștia, mă, de ziceți că nu-i faină. Sunteți numai răi, mă, ranchiuna. Sau cum i-ai zis, mă, stai. Tu cum ziceai? Crivda. Bine, dragilor, nu uitați, follow Mădenișer Ban. Eu sunt Zbâr sau Andrei Zbâr sau Zbâr sau Andrei Zbâr. Eu sunt Zbâr. Bine, dragilor. Și Andrei Dorian. Noi am fost Mădălin, Zbâr, Dorian, Cheluț, toată lumea. Ne vedem la viitoare. Pa! Pa!